Putem zice că putem pune pifa supremă la canal. Salvează. Deci mulțumesc. Doamne, vine să plâng. Stai că trebuie să-i dau un refresh. Canal. De... Bă, stați. 1K pifat. Adică 1000 de abonați. Bă, lasă-mă discurdul. Îmi vine să plâng că după un an nici nu mă gândeam că o să ajung așa de departe. După un an, doar după un an de YouTube care am făcut eu, nu credeam că o să fac 1K. Vă mulțumesc tuturor că m-ați ajutat să fac această sumă. Îmi pică efectiv lacrimile acum. Știu că nu prea se vede după voce. Ata, abia acum m-am trezit și am văzut că un K și 10, ieri n-am putut să fac episod pentru că l-am făcut unul K-ul cam pe la 12 noaptea, când vorbeam cu un prieten și am stat până la 6 dimineața și n-am jucat, dar las asta. Și n-am putut să filmez de atunci videoclipul și m-am zis să filmez astăzi, direct când m-am trezit, m-am spălat pe ochi, m-am pus ochelarii, mi-am luat telefonul și da. Mi-am pus aici pifa, uite, mi-am pus și link-ul de la Instagram, 97 de vizionări, până la 1K am făcut 97.018 de vizionări. Dacă mai avea 3K, putem să fac 100.000 de vizionări. Doar că mai trebuie să postez un 3 short-uri, evident. Știu că am crescut și cu short-uri, pentru că ăsta a prins 4,3, care e cel mai popular. L-am trecut pe toate, efectiv, short-ul ăla. Mai am și videoclipuri, încă videoclipul ăsta cu dog încă crește în continuare. Cel mai popular video meu e cu 13K ăsta cu Boxibo. Al doilea este Baba Clonța. M-am babă clonanță cu 831 de vizualizări sau vizitări, cum vrei să zici, eu zic vizionări. Al treilea este cu Hello Neighbor, al patru e cu Backrooms, în Minecraft, dar că am pus tamitul ăsta cu Backrooms, că-i tare. Uite că și ăsta am jucat 6 Minecraft-ul vechi, este aici, mă. Skin-ul meu de vară? Păi știi ce mi-am dat seama? Eu încă mai am skin-ul ăla de vară pe Discord. Pentru că eu am din ăla, eu am un grup care doar eu și îmi transmit chestiile, că eu am două telefoane și mi le transmit așa pe Discord. Lăsați-mă cu live-urile, naibii. Și mi-am dat seama că acolo aveam și skin-ul meu. De vară. Uite... Ăsta, Sky Blue, Lucky Blue, Quat Me. A, uite, asta trebuie să ajungă mai sus. O să fie pe la 343. O să fie între astea, între am jucat 6 Michael Zofei și Bald episodul 1. O să fie asta cu Dog. Agonotai, care e singura muzică de pe canal, am pus-o aici pentru că e mai specială. Cred că o să pun aici videoclipul ăsta după aia, după ce filmez. Încărcări populare, aici playlist-urile, tata. Aici am multe playlist-uri și am și multe playlist-uri private, doar că nu vreau să le arăt pentru că sunt playlist-urile mele personale, totuși, nu? Cel mai vechi video care mai este pe canal, nu e primul videoclip, este ăsta cu Roblox, dar nu mai am un joc. Știu că primul meu episod a fost cu Brawl Stars, doar că le-am șters și mai șters multe videoclipuri din cauza că era o dată să mai lasă de YouTube, doar că pe atunci am venit milă și le-am repostat. După ce m-am lăsat de YouTube, vreau să fac un canal numai de shorturi, nu de videoclipuri. Și uite că dovadă că încă mai era singurul short care mai rămas de atunci, care nu l-am șters pentru amintire, 11 septembrie. Dar eu m-am apucat pe 23 iulie. Adică după 2 luni de începerea YouTube-ului acesta. Lăsați că am scris mini city-ul. Nu știam să scriu mai city, pentru că eram prost ca dracu.
Aici, scuză, acum 10 luni, acum 10 luni. Mai 2 luni și fac un an de la acest sos. Acum, Nikita, acum 4 luni, bătrează după 3 luni, serios, cred că ar trebui totuși. Am avut și canal secundar, Roblox-ul Amicii, dar s-a destrămat într-un cam nu mult timp, 8 luni. Știu că aici am început cu 8 luni, în primul episod cu Alex și cu Adi de Roblox cu Amicii. După aia am luat o pauză de 2 luni și după aia am zis mă vânează ajutor. După aia tot la aceleași lură furăm ca hoții Roblox Brookhaven, scuze că am greșit. Da, la Brookhaven. Nu știu, să scriu, sunt prost și eu, omul e prost. Roblox-ul te poliția aici, am deblocat thumbnail-urile pentru acest canal. În sfârșit am putut să fac thumbnail-uri. Aici, nou update pe Dolz, care e acum 6 luni. Nou update pe Brookhaven, care aici a fost prima apariție și lui Cătă. Nou membru. Bine, acum așa schimbat ăsta skin-ul. După aia, marele secret a dorsului, asta am făcut eu mai mult așa, nu single, că e totuși canalul meu. Și după aia, ultimul episod a fost acum 3 luni, Show Wave Racing, episodul 1. Bă, a fost tare episodul ăsta. Oh my God, mama. Bă, chiar a fost tare, o. Și doar 2 short-uri. Ăsta cu... Dai să nu dau copyright, că m-am pârlit. Pe comunitate, aici vreau să facem ce să fim în tutare episoade. Da, mamă! Cred că asta a fost prima mea chestie pe comunitate. Cred că prima mea chestie pe comunitate a fost din asta cu Dors. Că știu. Că știu că pe atunci eram cam om disperat. Încă mai este episodul, da. Aici mi-a desenat fosta mea prietenă logo-ul, logo-ul vechi. Aici mi-a desenat fosta mea prietenă logo-ul, ea era ăla secret. Uite ăsta, na? Știu că am avut doar un videoclip pe canalul ăsta care am primit copyright strike mare și nu l-a văzut nimeni. Era ceva cu Roblox, un short cu Roblox. Doar că vreau să pun o muzică și nu merge pe atunci muzica aia și da. Aici, mulțumesc guys pentru 100 de abonați, bă. Bă, easy cup. Dar asta știu că era ceva cont, da, vreau să-i fac un cont, ei. Și da. Hai să dau. Aici am avut și eu canal de cont tribal, dar că nu mai m-am apucat niciodată de el. Ce fain. Aici am făcut promovare la cel mai bun prieten, dar acum așa ia să schimba canalul și vine să-l spargă în gură. Nu mai pun prea multe muzici. Asta trebuia să nu pun și nici la video-ul ăla la care v-am zis că nu merge. Efectiv am pus muzică din Dream, că 90% din video era muzică de Dream. Să moară Franța. Nu să moară Franța, să moară Corea de Nord mai bine. Da. Corea de Nord. Aici am avut și episod de FNAF 4, doar că nu mă lăsa pe YouTube-ul și mi s-a blocat comentariile și blasters. Da. Ce sugerați să alegeți? Aici pe atunci Darian sau și admin și-au apucat de Pojava și eram și eu ziceam: "Bă, nu mai vă apucați din niciun Pojava launcher de căcat." Fain e că 90% bedrock, tată. Ce faceți? Mai am pus eu. Am făcut eu cu Atmi un video la 3 dimineața. Nu mai știu asta. Era cred că ceva cu tire list, dacă nu mă amintesc. O greșeală și am... Uite aici. Mi-a pus vărul meu prost. Mi-a pus ala nouă, când eram la el. Că eu mai dorm la vărul meu. Încă mai dorm la vărul meu. Aici e aia cu iubita care a desenat și care nu mai e. Că ne-am despărțit. Un SMP cu alți youtuberi, o apocalipsă zombie și ăsta a fost. Ați vrea să pun detalii la logo, adică nu știu, n-aș mai sta, adică să pun și eu la logo, dar nu mai am pus.
Da, las, da, aș vrea, mi-am ales la așa, aș vrea, lasă la așa, să mă reapuc de Prince of Persia sezonul 2, da, a fost tare, mulțumesc pentru 100 de abonați aici și atunci și, știu că am și scăzut după iar, am crescut și iar, bun, am stat pe loc. Ce vreți să fac în următorul short? Granny, da, uite aici cu short, v-am zis că e ceva cu short-uri aici. Uite, alt cont a ei. Asta e alt cont de Ohio. Mamă, încă un cont de creatorul cu animații. Doar că nu mai am postat nici pe ăsta și l-am pierdut. Știu că l-am pierdut. Nu zic că trebuie să dau jos. Aoleo! A, ce mă enervează! Mă enervează că trebuie să dau așa de mult jos. Nio, 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 nio. Ura, 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 ura. Promovare lui Sebi, spoiler nou video, promovare și lui Adi Pro, what, da, ce random, bre. Intrați și dați like, please, uite, am avut din asta, nu e nicio poză, ce dracu. Uite, vedeți, am avut și alte videoclipuri, doar că l-am șters. Dacă n-ați găsit, ăsta e skin-ul meu. Primul skin care m-am apucat eu de YouTube. Ăsta a fost primul, unele din primele episoade, ăsta a fost primul episod cu Minecraft. Ăsta a fost primul meu episod cu Minecraft. Doar că l-am șters. Da, ce mă regret. S-a postat cu Stangerbike pe canal, da, și după aia m-am lăsat. 1 decembrie, la mulți ani tuturor, România, forță. Vreau să fac giveaway-urile skin-urilor. Am mai multe skin-uri. Știu că încă mai am short-ul ăla sau videoclipul ăla pe TikTok. Dar nu mai am TikTok. Ce logic e asta? Doar că încă mai rămâne contul de TikTok. Vreau să fac un video de cu Minecraft, tata, cum să nu? Cine mă sună? Du-l dracu de Robi. Bă, mă sună fix când fac videoclip de 1K. Dar du-te! Aaaa! Bun, am revenit după ce aia am explicat, vedeți, aici vreți să fac un cont, vă place intro-urile, știu că aici era ceva intro a mea, dar e așa lui Atmi, am uitat de mult, asta iar e fosta mea iubită, cred, da, cred că da, și, sau nu mai știu, cred că tot, ia. Comunitate pe Discord, am multe servere de Discord, vă uitați la app, nu este disponibil public, știu. Știu că ce, cum vreți să am poza de la canal. Să votați. Bă, cea dinainte. Doamne, aici era poza de comunist. Să iați. Hai că da, era poza de comunist, cea de sus. Deci da, asta a fost asta. Am pierdut nouă țire, va apărea. Dar am pe canal, da, am pierdut videoclipul. E să fac nou skin de pe Minecraft, să arăt nou meu. De ce skin vreau să arăt? Ah, cred că primul meu skin ăsta care l-am eu. Deci am practic skinul ăsta de 8 luni din cariera mea. Am zis că am multe comunitate pe Discord, am zis. N-am avut buget de admin, evident. Un invitat nou, adică Adi. Aici vreau să filmez prima dată cu Adi, acum luni. Mamă. Un invitat nou, el e Adi și încă mai are poza asta pe Discord. Pe YouTube îl cheamă Endergame. Dar și ne te face să te speri mai mult. Dorsu. O să facem 100 de abonați. Uite, aici aveam poza de comunism, mă chema și 200. Sunt un YouTuber care e Minecraft și de Roblox și alte jocuri. Uite, am avut mai multe sorturi. L-am bătut prima dată pe Sig. Mamă, ce tare! Mi se părea tare pe atunci video short-ul ăla. Cine e cel care te sperie mai tare? Figură. Și ăsta, cine e cel mai puternic? Ambuș sau Raș? Mulți au votat Ambuș. Bă, la canale am pus prietenii. Uite, de Endergame de ăla ziceam invitatul nou. Pentru că e fix aici. Ultimul short a fost cu de ziua mea. Sunt uriaș. Adi Pro, care e al doilea persoană înainte de Admi. După Admi.
Știu că după admin am cunoscut pe AdiPro. A și postat acum 3 ore, credeam că e mort, adică nu mai a postat de 2 luni omul ăsta și deodată s-a trezit. Gata, m-am trezit. Îl avem pe Cookie, pe Paxi, pe Ștefănuț, pe Carmi, pe Endergame, pe Alex, pe Ștefi, pe Costi și pe Alex Multi. Dintre prietenii mei, mai am prieteni, doar că am uitat să-i pun sau n-am chef să pun, că fac după aia prea mare promovare la toți oamenii, la toți prietenii. Am pus cam cei de bază, nu? Da, cei cam cei de bază. Da, tată. Live-uri, cel mai popular live care rămâne în istorie, este FNAF 3 live. Cât timp? Acum cât timp? Acum 4 luni. 4 luni, cel mai popular live. 7 like-uri. Dar 85 de vizionări. Al doilea este ăsta de ziua mea, care nu m-am așteptat că o să strângă atâta. Și 10 like-uri are. Ăsta are 10 like-uri. Și primul meu live a fost România Live, dar nu vorbesc. Știu că eram cu tata jos și nu puteam să vorbesc, că după aia n-a mai vorbea și el și... Da. Al doilea este Dor, stai ce? Uite ce skin aveam pe atunci, what? Ce skin aveam, chat? Ce skin am avut? Nu înțeleg nimic, să moară Franța. Da, și asta cam e prezentarea canalului meu. Mai vă zic o dată, mulțumesc pentru 1K de abonați. Chiar e foarte fericit. Ia fost Joanu și vă zic șpa șpa.